Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dar eu mi-încep dimineața uitându-mă pe monitorul prețurilor. Ce? Este ce fascinant, e cu suspans, cu astea. Au ajuns la 6 lei, la 5 lei. Dar e o cursă în armării aici. Auzi, dar nu era domnul Ciolac cu care tăia din prețuri și da, din accize? Chiar așa, unde? Chiar așa. Acum vreo două săptămâni. Gata, tăiem tot. A zis, facem. Gata, sub 6 lei, maxim nimic. 6 lei. Da, vă anunț că aici la noi în Pipera, pe o rază de 5 km, păi, tu știi câte benzinării sunt pe o rază de 5 km? Deci eu cred că sunt cel puțin 20. O grămadă de benzinării. Cea mai, prețul cel mai mic este la una de pe strada Vasile Lascăr, în Socar. 7,89 lei. Socar. Ai blocat traficul acum pe Vasile Lascăr. Da. Cred că ăștia sunt kazahi, nu? O să te ai un pahar cu benzină pe birou, iartă-mă că te întreb, că ai de vreo două dimineți încoace? Nu primesc, fetele au grijă de mine că le-am zis că tușesc și am rămas cu o mică pneumonie reziduală după COVID și îmi fac ceai cu ghimbir și turmeric. Ce culoare e? Ce culoare e? Este culoare galben. E culoarea benzinei. Nu, dar e un galben fluorescent. Adică la turmeric. Și ghimbir. Și ori fi adăugat și ceva mai fluorescent. Da, dacă stinge lumina, după aia o să strălucești. Da, apar, dar nu te-am mai auzit să tușiști, adică... Păi de la ghimbir și turmeric. Foarte bun. Vezi? Mulțumesc, fetelor, mulțumesc, Marcela, mulțumesc, Sabina. Vezi, mă, iubesc, ție ce-ți dau? Prăjituri. Păi, ciocolată. Da, și cam asta este. Petromul este forjă. Ei au rămas la 7,9, a crescut în schimb Lukoilul, acum e 7,95. I-a depășit. Au trecut în față, da. Benzinările MOL și benzinările OMV sunt la mare luptă. Că înainte, ieri erau grupate, știi? Erau mai întâi benzinările OMV și după aia cele mai scumpe benzinările MOL. Acum și MOL a început să mai scadă puțin prețurile. Uh-huh. A apărut teoria că benzinările MOL încearcă să scoată pârleala. Că dacă ei în Ungaria, ei fiind rețea ungurească, din câte știu, dacă ei în Ungaria au prețul plafonat și cantitate limitată la vânzare, atunci, na, mai scumpesc de aici să încaseze mai mult. N-ai de unde să știi. Și la ce preț? Sigur că ne. La ce preț? Mai intri și tu pe monitorul prețurilor. Cel mai scump este o benzinărie MOL de pe unul mai la tine acolo. La mine acolo. 8,24. Benzina standard. Nu mai intru și pe motorină. Motorină e mai scump. Cred. Da. Deci, unii au dat lovitura, cum ar veni cu panica asta cu carburanții, alții și-au dat lovitura, pentru că în Ticuci, un domn s-a dus la benzinărie cu o cutie de aia de plastic, un cup de ăla de plastic în care se pune apă pentru animale sau nu știu ce se pune. Ce zicem bidon? Muștar. Bazin. Un bidon de 1000, un bazin, că nu e bidon, e un bazin de 1000 de litri. Bazin de plastic. Cu papuc. A pus, s-a gândit, gata, dau lovitura. Cum ar fi să-ți faci piscină, dar cu benzină? Așa. 1000 de litri. Și-a luat 1000 de litri de benzină? Da, nu, de motorină a luat. Mă rog. 1000 de litri de motorină, a umplut cubul ăla din spatele papucului, a plecat cu el și la virajul de la ieșirea din benzinărie l-a răsturnat. Bă, nu cred. Dar în primul viraj acolo s-a întâmplat? Dar l-a răsturnat, a căzut cu el pe parte. Pentru că, adică... La cât a luat? Păi, poftim? La cât a luat litru? Nu știu la cât a luat, dar o fi luat la vreo 9 lei litru. Adică el cred că a prins bine de tot. Alaltă e, de fapt, nu știu când a fost noaptea. Da, au venit pompieri agitații. Deci a aruncat aproape 2000 de euro la canal dintr-un foc. Și cred că și așa o amendă pentru poluare acum. Clar. Oricum a fost amendată benzineria respectivă, că i-a permis să ia în recipient ăsta. Mi se pare normal. E standard. Dacă bagi o pompă acolo, scoți direct benzină. Da, bun. Dar ăsta e un alt lucru. Băi, am văzut niște scene în care oamenii puneau benzină în panică aia, în tomberoane, în cuburi de-astea de plastic, în diverse recipiente. Până nu era totuși ilegal, adică dacă te duci la orice benzinărie cu un bidon de plastic, îți zice ăla că n-ai voie, că explodează, că nu știu. Da, dar dacă pui și cardul lângă și la cantitățile astea, nu cred că a fost problemă. Da, nu știu ce să zic. 10.000 de lei a luat amendă benzinăria respectivă. Asta e. Oricum, mulți au plătit scump panica de alaltă, iar cum ziceam, am văzut un bon de benzină din satul Tinca în Bihor și după ce am discutat de bon și nu știu ce, a apărut și înregistrarea, adică domnul care a cumpărat cu 12,99 lei motorina Euro 5 s-a și filmat în timp ce, adică se și mira. De adevăr că n-ai mereu șansa să plătești genul ăsta de bani. Mă, deci ăla a luat, deci a luat 34 de litri și un pic și 650 de mililitri, cum ar veni, deci 34 de litri a dat 450 de lei la ora 18.51 și în timp ce punea, filma și se mira. Atât ai prețul benzinii la Tinca, ni 12,99 lei. Ni. 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 Mai pun e, mă. E scump tare, mai pun e 12,99, mă, frățioare. Da. Deșteptarea. I love that the
We are real. Așa. We are real, da. Cel mai hilar este că unii ar vrea acum să returneze benzina cumpărată ieri la suprapreț. Deci au cumpărat. Să returneze. Pe Google e în trending. Condiții retur benzina. Mamă, ce tare. Condiții retur motorină. Că teoretic e legea aia că dacă orice ai cumpăra, ai câteva zile, nu online. Mai știu cum e. Nu, online ai două săptămâni. Da. Dar și dacă ei... Benzină online nu prea... Nu zic că ai o marjă mică de retur, nu? Nu cred că. Trebuie să o pachetezi în ambalajul original. Dar știi că cele mai multe magazine nu-ți dau banii. Poți să-ți iei ceva la schimb. Da. Și vezi pe ăștia la benzină. Dom'le, vă iau benzină, dar nu pot să vă dau banii. Ce? Vă dau mai puțină benzină. Uitați, avem tot felul. Produse de patiserie. Nu, mai multă benzină. Dulciuri. Da, deci termenul ăsta de căutare a fost pe locul 3 în top ieri. Condiții retur, benzină și motorină avea vreo 400.000 de rezultate. Acum nu știu dacă... Deci căutarea asiduă pe tema asta. Da. Bun. Eu nu pot să imaginez că cineva se gândește. Bă, dar aia care au ajuns cu vorba aia cada jacuzzi de motorină acasă. Bun. Pe de altă parte, stați așa. Te gândești. Deci să presupunem că ăla cu papucul lui... El a returnat-o deja. Nu, da, bun. Dar să zicem că el ajungea acasă. Da. Cu cada de 1000 de litri. O păzea toată noaptea. Cum faci mai departe? Deci ai parcat în fața casei, ai reușit, n-ai returnat-o. Avea el un plan, îți dai seama. Care? Pui o folie deasupra. O avea și tancuri, deci, ai mobilizat mașina, nu? Adică, ce faci? Ai 100 de canistri. O trăgeam de amigene. Furtun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.